Bine ați revenit la mobilisimo.ro, azi vă prezentăm jocul Fast Like a Fox, e gratuit în Play Store și jucăm pe AllView P8 Energy Pro, avem de-a face cu un platformer cu nivele foarte scurte și din moment ce se numește Fast Like a Fox, vom juca cu o vulpe, dar putem să deblocăm și alte personaje. Optăm pentru Fox deocamdată și trecem prin diferite universuri, începem cu Cloud Temple, care servește mai degrabă ca un tutorial. Avem și o muzică de fundal destul de funky și hai să vedem cum arată gameplay-ul. E foarte simplu. Apăsăm pe o porțiune a ecranului pentru a alerga și a prinde viteză, porțiunea din dreapta, iar cu porțiunea din stânga sărim. Putem să și cădem în gol și vulpea o să scoată un sunet haios. Pe drum o să luăm și niște bijuterii, aur și diamante. Este un joc care se petrece în viteză și scopul este să luăm cât mai multe astfel de bijuterii. Totul ține de temporizare, mai ales pe măsură ce evoluați, dar ține și de ricoșeuri la un moment dat. Idealul este să jucăm nivelul odată, să vedem cam care este topografia și apoi jucăm din nou atingând scopul ideal. Are o grafică abstractă și minimalistă, nu are pretenții foarte mari, e fix jocul pe care îl joci între două stații de autobuz, sau mai bine zis, joci câteva nivele între acele două stații. Vedem și un ghost al nostru din precedenta performanță, precedentul test al acestui nivel. Cam acesta a fost Cloud Temple, acum trecem în Snow Valley. Alternăm diferite zone cu zăpadă, cu lavă, pădure și multe, multe altele. Jocul are multe nivele, lucru de înțeles pentru că este atât de scurt și atât de simplu fiecare nivel. Când spun simplu, mă refer la felul în care este el creat, nu neapărat ca nivel de dificultate. Mi-e foarte greu să cred că până la finalul jocului va fi chiar și un singur nivel la care să ne blocăm total și fatal, dar cine știe ce apare mai încolo. Avem și niște trambuline de pe care sărim și uneori totul e pe bază de noroc și ricoșeuri. Evident că dacă mor de câteva ori, nu o să mai primești punctaj maxim, cum mi s-a întâmplat mie acum. Evident, este un joc gratuit, deci apar și reclamele. Și gata cu reclama la Clash Royale. Hai să schimbăm și mediul de joc. Putem să schimbăm și modalitatea de control prin tap sau touch. Ok. Avem și o poveste. Asta este tap și asta este touch. Hai să vedem ce înseamnă tap. Interesant. Am apăsat spatele terminalului. Și astfel controlăm felul în care aleargă vulpea. Acele tap-uri înseamnă foarte tare. Acele tap-uri înseamnă alergarea și apăsarea înseamnă jump. Un control evoluționar, spune eu, mi-amintește de PS Vita al meu, care are totuși un touchpad în spate. Aici nu avem touchpad în spate și sunt tare curios cum se controlează. Sincer să fiu, până acum nici n-am vrut să încerc acest mod. Mi se pare absurd, dar hai să-l punem la treabă. Trecem la Grey Mountains. Evident, pe bază de accelerometru. Cam ciudat să apeși. E ca și cum, știți gestul ăla de când eram mici, te freci și pe cap și pe burtă în același timp. No, am căzut în abis, încercăm să alergăm din nou. Try again. Mai rău te încurcă decât te ajută, dar... Ceva au înțeles producătorii jocului când vine vorba de originalitate, dar e un pic frustrantă modalitatea asta de control. Bine că nu avem, avem și limită de timp. Și culmea e că am reușit să facem o performanță destul de bună. Am luat două gems, trecem mai departe, batem spatele telefonului, mai rău decât pe covoare. Sunt curios ce se întâmplă dacă doar zgâlțim telefonul. E interpretat ca mișcare sau nu, să nu apăsăm butoanele capacitive, panică maximă. Și am căzut în abis. Următorul joc pe care o să-l vedeți că implementează un astfel de sistem de control, să știți că de aici s-a inspirat, sau evident de la PS Vita, nivelul următor. Aici trebuie să sărim pe niște platforme foarte apropiate. Se pare că ghost-ul nostru a stat ceva mai bine. Apropo, jocul ăsta provoacă dependență, pentru că poți să zici mereu, hai să mai fac un nivel. Se termină, eu știu, oara de chimie, drumul cu metroul, autobuzul, te trezești la capăt. Și nu ai ajuns unde trebuia să ajungi.
Ok, se numește Fast Like a Fox, are un sistem de control inedit, a fost nominalizat în categoria Play Store Standout Indie și Most Innovative, doar nominalizarea și câștigat, dar rămâne nominalizarea. Alergi și sari cu vulpea într-o grafică minimalistă, e distractiv și are un control inedit, îi dă un 8 din 10 și l-am testat pe AllView pe 8 Energy Pro. La revedere!